Bună ziua! Ce face rezistența de munți? Vă salutăm! Aveți vorbim în finală? Nu, n-am făcut. Am venit și eu să... Să asistați. E prima oară când asistați la o finală? Nu, am mai fost. Ați mai fost, nu? Da. Și nu sunteți tentate zborurile pe Colombodrome? Să le demonstrați colegilor că aveți păsări de calitate? Vedem de la anul. De la anul, nu? Sunteți de aici în zonă, bunesc, nu? Da. Super. Chiar din Brașov? Din Zărnești. Din Zărnești, super. Colegul tot de aici? Tot din Zărnești. Dar eu nu am porumbei, nu mai am porumbei. Dar microbul e în sânge, nu? Nu putem scăpa de ele. Ca un drog, domnule, ăsta. Nu putem scăpa. Suntem dependenți. Și cum ați reușit să vă lăsați de ei? Stau la bloc și nu am condiții unde să țin porumbei. Și la un vecin, pe la nimic, n-ați putut să vă duceți? Nu, e destul de complicat. Vreau să cumpăr un teren să-mi fac o căscătorie, că n-ai cum altfel, da? Mă complac în situația asta, în ghilimele mă mint singur. Da, fiind alături de colombofili, da, e greu, mă încărcați bateriile, da? Da, e așa, un mod de a fi mințit așa în sine, să zicem, că vin să vezi, dar de fapt... Și ați avut mulți ani porumbei? Am porumbei de peste 25 de ani de zile. E greu atunci. Da, da. Îmi dau seama că decizia de a să renunțați la IVA a fost una dificilă. Dar dacă nu am condiții, nu am resecinț. Da. Sunt la bloc, n-ai ce să faci, la bloc nu poți să faci. Nu mergi nici pe bloc nimic? Nu, că blocul e o problemă, că blocul e un proiect ca să facă mansardă de câțiva ani și... Dacă vii mansardă, asta e mai dificil. Da, da. Și să faci pentru un an, doi de zile, și după aceea să ți-l dărâme sau, nu știu, destul de complicat, nu se merită investiția așa. Da. Și în plus de asta, la bloc, e destul de complicat și cu vecinii, că sunt care nu înțeleg exportul. Dacă ar fi fost toți colombofili, era o idee, vă dați seama. Era o idee. Nu primeam o semnătură din partea lor, că trebuie să faci un tabel nominal, da, știu. Și cu acordul lor. Cu DSV-ul nu era o problemă cu certificatul sanitar, dar după aia o rezolvam. Dar e destul de complicat. Că, na, nu ne plac porumbei, suntem colombofili. Poate înțelegem mai greu. Alții nu înțeleg, da. Da, e destul de complicat. Da. Vă doresc mult succes, să strângeți banii necesari să vă luați terenul? Banii avem, domnule, banii avem pregătiți acolo. Ia sunt banii, sunt special. Da? Da, bani, special. Bun, și atunci cine trimiteți o fotografie cu noua locație? Dacă reușim, să dea Dumnezeu să, da? Să fie bine, da. Baftă multă în continuare. Cu stimă, numai bine. Acum stau de vorbă cu un zburător redutabil pe Colombodrome. Ce faceți, cu stimă? Aveți porumbei aici? Da. Ca de fiecare dată, nu? Prestații frumoase. Cum s-au mișcat până acum? Destul de vinișor. Vinișor, nu? Locuri bune la etapele intermediare? La prima etapă am câștigat locul. Locul 1, nu? Ați văzut că sângele nu minte niciodată. Au luat o pauză. Ați vorbit că este o pauză și la finală? Să sperăm. Speranța moare ultim. Ați adus ceva pui în rudis cu 23 și 24? Le mai vă aduceți aminte? Da. Da. Le mai aveți pe 23 și 24? Pe surorile două care au venit la Transilvania? Nu? 23 și 24 erau. Nu vă aduceți aminte? Alea două gute. Am, dar am și aici, în finală, dintr-o soră din el. Aveți, nu? Da. Două păsări care țineți minte, au avut o performanță excepțională atunci. Aripă în aripă, după multe ore de zbor, că au venit târziu în jur de 4 după amiază, dacă nu greșesc. Da. Vă aduceți aminte, da? Frumos. Dar pentru astăzi încrezător, nu? Să înțeleg. Uite, am avut și anul trecut aici, locul 3 ani, 5 ani, tot. M-am filmat la premieră. Sau fratea, sora, nu știu. Da. Asta e femeie. Că vrem noi. Și mă gândeam atunci că din Franța, frații de anul trecut am aici în finală. Și v-am zis am și dintr-o soră, din acele două femele, aici tot în finală. Acum să vedem dacă vii. Eu zic că să fac o figură frumoasă, că pe Colombodrome sunteți un jucător bun, de valoare. Baftă multă vă doresc. Mulțumesc frumos. Cu stimă, numai bine.